Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Amen, amen. Cred că avem toate motivele și ne încadrăm toți cei care suntem prezenți aici să ne unim încă o dată inimile noastre, gândurile noastre și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, să binecuvântăm pe Domnul nostru Iisus Hristos și marea putere a Duhului Sfânt acum și în vecii vecilor. Amen. Toți care suntem aici, Domnul a mai adaus o zi la viața noastră. Amen? Amen. Și Domnul este Cel care în această zi, care a adaus-o la viața noastră și a reînnoit bunătatea și îndurarea față de noi. Am avut o zi frumoasă, sănătoși și mulți dintre noi am fost dimineață la casa Domnului. Domnul ne-a dat harul să fim și după masa aceasta, lăudat să fie Domnul pentru toate. Amen. Cei care aveți Scriptură la dumneavoastră, cei care nu aveți, haideți să urmărim pe screen. Vom citi câteva versete din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 16 inclusiv. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 16, vom citi cuvântul Domnului. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: Da, voiesc, fii curățat. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el, adică despre Iisus, și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga, amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea să fac încă o precizare. Biserica Philadelphia, citim împreună Scriptura și recent am trecut prin cartea lui Nemia și așa lucruri frumoase de valoare sunt în cartea aceasta lui Nemia și aș vrea să citesc ceea ce, unul dintre lucrurile care a rămas în inima mea și uitați ce spune Nemia în capitolul 8 de la versetul 13, spune așa: A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții, s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Și au găsit scris în lege că Domnul poruncise lui Moise ca fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim. Duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceți corturi cum este scris. Uitați ce spune versetul 16. Atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta. Nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva și a fost o mare veselie. Amin. De ce mi s-a părut interesantă întâmplarea aceasta? Consider că unul dintre lucrurile importante, dacă nu cele mai importante, în seara aceasta, când ne adunăm, este ca Dumnezeu să ne vorbească. Și în urma faptului că Dumnezeu ne vorbește, noi ce trebuie să facem? Să luăm aminte. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a spus: nu cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce aude cuvintele mele și le... Cel ce aude cuvintele mele și împlinește. Aici spune Scriptura că capii de familii împreună cu Ezra, cu Nemia s-au adunat și au găsit în cartea legii pe care ei nu mai citiseră, pe care ei o uitaseră, au găsit lucrul acesta, că sărbătoarea aceasta trebuia sărbătorită în corturi. Și nu a fost simplu, i-a trimis la munte să aducă ramuri, să aducă crengi și spune Scriptura că au făcut corturi pe acoperișurile caselor,
au făcut corturi în ogradele lor și spune Scriptura că au sărbătorit sărbătoarea aceasta acum. În corturi, frații mei, ceea ce ei au înțeles că Domnul le-a vorbit prin legea care ei o aveau atunci, au trecut la fapte. E un lucru foarte important lucrul acesta, facă Domnul ca și noi. Ori de câte ori ne adunăm împreună la casa Domnului și Domnul are un cuvânt pentru noi, poate uneori printr-o cântare, alteori poate un cuvânt profetic, alteori prin Scriptură, cum deseori ne vorbește Domnul. Știți ce să facem noi? Să ne ducem și să spunem, Doamne, nu de mâine, nici de poi mâine, ci vreau să fac lucrul acesta și o să-mi dau toate silințele from today on. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru scurt care l-am găsit în cartea aceasta, în același capitol, spune versetul 5 și 6 din același capitol 8. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat în picioare. Vedeți? De unde am luat noi și obiceiul acesta să ne ridicăm în picioare când se citește cartea Domnului? Este din Scriptură, slăvit să fie Domnul. Și spune aici următorul verset, Ezra binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile, amin, amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Facă Domnul, ca să fim și în sensul acesta, să zic așa, mai vioi, să colaborăm cu predicatorii, cu cântăreții și așa cum Ezra citea din carte și poporul a răspuns cu voce tare toți cei prezenți. Amin? Amin. Iată că și lucrul acesta îl găsim aici și în altă parte în Scriptură. Domnul să binecuvinteze Biserica Philadelphia. Și sigur că când Domnul va binecuvânta în seara aceasta Biserica Philadelphia, va binecuvânta alți frați veniți de la Chicago, din Australia sau din altă parte și toți prietenii care sunteți cu noi în seara aceasta, Domnul să vă binecuvinteze. Textul din seara aceasta este doar câteva versete, un text mai scurt. Tema aceasta s-a început de dimineață despre lucrările Domnului Iisus, despre minunile Domnului Iisus și am citit în seara aceasta una dintre lucrările pe care Domnul Iisus a făcut-o, a fost o lucrare simplă, am spune noi, a făcut-o foarte scurt, dar s-a întâmplat ceea ce noi am citit. Spune Scriptura că un om lepros, plin de lepră, a auzit de Iisus, a crezut în Iisus și a venit și a apelat la Iisus ca să fie vindecat. Și Domnul care este bun, care a fost bun, care este bun și rămâne bun, spune Scriptura că a zis, da, voiesc, fii curățit. Dragii mei, ceea ce vreau să subliniez în seara aceasta, aș vrea să fac o asemănare, să spun așa, între această boală fizică incurabilă, lepra, și așa cum deseori predicatorii și Scriptura ne arată, din punct de vedere spiritual, această boală, lepra, această boală incurabilă, Scriptura o aseamănă cu, din punct de vedere spiritual, boala aceasta spirituală cu păcatul din viața noastră. Nu știu dacă sunteți de acord cu lucrul acesta. Haideți să ne uităm cel puțin la trei asemănări destul de mari. Sunt mai multe, eu voi aminti doar trei, între boala aceasta incurabilă, lepră, și între boala aceasta a păcatului. În primul rând, boala aceasta, lepra, consecințele ei și consecințele păcatului, aduceți-vă aminte că boala aceasta, lepra, i-a despărțit și îi desparte pe oameni de oameni. Atât în vechime, cât și în vremea noastră, când un om care bănuia, vedea că e posibil să aibă o rană de lepră, se ducea la preot și preoții când certificau lucrul acesta că este bolnav de lepră, unul dintre lucrurile care el trebuia să le facă, trebuia să-și lase familia, să-și lase rudenile, prietenii și să se izoleze împreună cu alți leproși. Ce se întâmplă când a intrat păcatul? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă când intră păcatul în viața cuiva? Îl desparte pe om de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte doar de primii doi oameni. Spune Scriptura că Dumnezeu cerceta pe Adam și pe Eva în fiecare dimineață. Ei au avut o poruncă, să spunem așa, care Dumnezeu le-a dat-o în grădina Edenului și spune Scriptura că în momentul în care au călcat această poruncă, spune Scriptura că în ziua următoare, când Dumnezeu s-a prezentat, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta și nu-i vedea pe Adam și pe Eva nicăieri.
Și Dumnezeu a început să-i cheme diferit ca în altă zi și a spus: Adame, unde? Unde ești? Păcatul, așa după cum lepra desparte oamenii de oameni, păcatul desparte pe om de Dumnezeu. Una a doua consecință, să spun așa, a leprei era că lepra aceasta este o boală incurabilă și că oamenii erau despărțiți și mai trăiau unii o perioadă mai lungă, alții o perioadă mai scurtă și în final mureau. Aduceți-vă aminte că când vorbim de boala aceasta spirituală a păcatului, Scriptura spune simplu și clar că plata păcatului este moartea, numai că acel verset are o a doua parte așa de frumoasă, căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie Domnul. O altă consecință a leprei era că singurul care avea putere ca să curățe un om de lepră, probabil că aveau unele medicamente care ameliorau, care poate că micșoreau durerea, dar cel care putea să vindece acum, atunci și acum de lepră, era unul singur, era Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că era în Siria acel om cu mare vază, cu mare cinste, care din punct de vedere omenesc avea toate șansele să ajungă la cel mai bun doctor. Dar a trebuit o fetiță din Israel să-i spună: dacă stăpânul meu ar ști că în țara mea este un om al lui Dumnezeu, un om prin care Dumnezeu lucrează, dacă s-ar duce în țara mea la omul lui Dumnezeu, stăpânul meu ar fi vindecat. Ce s-a întâmplat? A crezut, s-a dus, a trecut pe la împărat, a trecut pe omul lui Dumnezeu și într-un mod miraculos, fără să fie văzut de omul lui Dumnezeu, fără să fie atins de omul lui Dumnezeu, Scriptura spune că omul acela a fost vindecat complet de lepra lui în urma ascultării. Frații mei, dacă lepra, cel care poate să vindece, să curățească, ne uităm în textul din seara aceasta, este Dumnezeu într-un fel sau altul, Domnul Iisus spune Scriptura că în dreptul acestui om plin de lepră a spus doar atât și a întins mâna spre el. În final spune Scriptura că l-a atins și i-a spus: da, voiesc, fii curățit. Și spune Scriptura aici, Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățat. Îndată l-a lăsat lepra. Acum eu vă întreb, de boala aceasta, de lepra aceasta a păcatului, cine a putut să curețe, poate să curețe și va curăța? Cine poate? Unul singur, unul singur, Dumnezeu. Ce-ți vă aminte că i-au adus la Domnul Iisus un slăbănog, un om care avea mare nevoie de o vindecare trupească. Și Domnul Iisus a uitat spre el, știa foarte bine de ce l-au adus în prezența lui și spune Scriptura că Domnul Iisus, când s-a uitat spre omul acesta, primul lucru pe care el l-a făcut, nu a îndeplinit dorința oamenilor care l-au adus. N-a îndeplinit nevoia omului prezent în fața Domnului Iisus, care probabil toți, de la mic la mare, știa motivul pentru care a fost adus acolo cu dificultate, nu ușor. Dar spune Scriptura că Domnul Iisus, care a văzut cea mai mare nevoie acestui om, s-a uitat spre el, și în primul rând a spus lucrul acesta: păcatele sunt iertate. La afirmația aceasta spune Scriptura că oamenii care l-au adus, să zic așa, oamenii care erau acolo au spus: cine este acesta că îndrăsnește să spună aceasta, că păcatele sunt iertate? Ca să ierte păcatele poate unul singur, Dumnezeu. Dar Domnul Iisus, pentru că era Dumnezeu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și pentru că era Dumnezeu, a spus: ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție sporuncesc, slăbănogule, ridică spatul și umblă. Și spune Scriptura că și slăbănogul acela, ca și omul acesta bolnav de lepră, spune Scriptura că și-a ridicat patul și a mers voios spre casă. Sigur că striga, se bucura și îl lăuda pe Dumnezeu. Frații mei,
M-am uitat la leprosul acesta, la atitudinea lui cu care el a venit înaintea Domnului. Și e important lucrul acesta pentru că omul acesta a avut o problemă gravă, a avut o problemă de o însemnătate deosebită care îl împiedica de la foarte multe lucruri. Și a venit la Domnul Iisus și problema lui a fost rezolvată. Vreau să vă spun că lucrul acesta, dacă vreți, păcatele din viața noastră fac ravagii uneori în lumea aceasta, dar uneori, spunea autorul epistolei către evrei la un moment dat, să dăm la o parte păcatul și orice piedică care ne poate înfășura așa de lesne, foarte ușor, să-l dăm la o parte și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Domnul mi-a pus pe inimă să amintesc doar, nu voi da explicații, doar voi aminti câteva liste cu păcate, ele sunt mai multe în Scriptură, unele sunt regăsite și pe o listă și pe cealaltă, eu voi citi câteva liste și în final vom face o rugăciune. Frații mei, așa cum leprosul acesta a venit înaintea Domnului și i-a spus așa, dacă vrei, poți să mă curățești. Vreau să vă spun că în seara aceasta, dacă eu, dacă tu, dacă cineva de aici va veni înaintea Domnului și va spune, Doamne, lepros nu sunt și îți mulțumesc, dar dacă poate că ai o piedică sau dacă ai un păcat cu care you struggle, un păcat poate că o piedică care poate te lupți, poate ca persoană, poate ca sos, poate ca soție, poate că în lucrarea lui Dumnezeu, poate că de o natură sau alta, un lucru care te-ai luptat mult și ți s-a întâmplat așa cum fetița noastră cea mai mică vorbește destul de mult și de multe ori vrea să facă ceva și eu vreau să o ajut. Și ea știe ce spune? Dad, let me, I want to do by myself. Dad, let me, I want to do by myself. Și uneori poate să facă ce zice, dar uneori ea vrea. Problema e că nu poate și atunci tatăl tot o ajută. Frații mei, și noi trebuie să recunoaștem că sunt poate lucruri mai mici sau mai mari, care uneori ne luptăm și nu le putem da la o parte. Și un frate amintea de dimineață și spunea că poate că uneori, și a amintit aparatul acesta, poate că ne răpește prea mult timp. Știți personal ce mă silesc? Probabil că mulți puteți să confirmați aceasta. Nu-s foarte operativ să răspund nici la mesaje, nici la e-mail-uri, dar mă silesc cât pot de mult în fiecare zi să stau puțin înaintea lui Dumnezeu, să am puțină părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu să-mi vorbească, să-L înțeleg și să stau puțin în rugăciune înaintea Domnului, pentru că știu că dacă voi face aceasta, Domnul în fiecare zi mă va întări, mă va sprijini și dacă nu răspund la mesajul care mi s-a trimis azi sau mâine, astăzi, voi răspunde mâine și probabil că nu va fi prea târziu și dacă cineva chiar are urgență și îți trimite un mesaj sau un e-mail, telefonul în primul rând este ca să sun. Domnul să ne binecuvinteze, am vrut doar să amintesc lucrul acesta. Haideți, eu voi citi aceste liste, dumneavoastră să fiți atenți, să fim toți atenți și dacă vom găsi vreun lucru în viața noastră, să nu ne gândim, poate că ne gândim uneori, lucrul acesta tare îi se potrivește la fratele, dacă auziți fratele lucrul acesta sau sora, aș vrea să vă spun că Dumnezeu în seara aceasta vrea să îți vorbească ție. Dumnezeu în seara aceasta vrea să vorbească mie și dacă eu vreau să fiu ajutat de Domnul Iisus, să vin înaintea Domnului Iisus și Domnul îmi va ridica povara, frații mei, Domnul Iisus a vindecat un lepros așa de simplu, așa de ușor. Nu poate în seara aceasta, din punct de vedere spiritual, să-ți ridice piedica, să-ți ridice poate păcatul cu care te frămânți, să-ți ridice poate povara care o ai, categoric da, categoric da. Spunea Apostolul Pavel în Romani, 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, de plin de pismă, plin de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, sunt bârfitori, sunt uritori de Dumnezeu, sunt obraznici, sunt trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt,
fără dragoste firească, neînduplecați și fără milă. Și uitați ce spune versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cel ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Aș vrea ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne lumineze, să ne cerceteze și dacă este vreun lucru care poate diavolul ne-a prins, care diavolul ne-a legat așa de lesne, în seara aceasta să plecăm de aici deslegați, despovorați, liberi pentru Domnul, liberi să slujim pe Domnul cu toată inima, cu o inimă bună, cu o inimă curată. Spunea Apostolul Pavel Galatenilor 5:19, ceea ce noi știm bine, este o listă destul de lungă aici. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este scris în Scriptură, noi știm foarte bine, să spun așa, negru pe alb. Și un alt lucru, o altă listă și ultima pe care o citesc, noi știm bine, să amintește des versetele acestea, spune tot Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. E vorba de zilele noastre. Dacă, să spun așa, în Romani, Pavel scria și spunea starea de păcat a omenirii. Când Pavel scrie în Galatia, cui scrie Pavel în Galatia? Bisericii din Galatia. Și uitați, spune aici Pavel lui Timotei și îi dă de grijă și spune așa: să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Sigur, vremuri grele că se cresc prețurile, vremuri grele că este instabilitate economică, vremuri grele, dar spune aici Scriptura, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te, spunea Pavel lui Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia. Frații mei, m-am uitat la leprosul acesta care era bolnav din punct de vedere fizic și Domnul l-a curățat. Eu aș vrea în seara aceasta, în rugăciunea care vom face, am vorbit cu fratele Vasile, vă invit să vă ridicați pe picioare. Am mai avut câteva gânduri. Rămân aici, uitați-vă la omul acesta. Spune Scriptura foarte scurt ce a făcut omul acesta. Spune Scriptura că omul acesta, care era lepros, în primul rând a recunoscut că este lepros. Primul lucru care eu trebuie să-l fac ca Domnul să se îndure de mine este să vin înaintea lui să zic: Doamne, mă cheamă Daniel și am nevoie aceasta. Te rog mult, îndură-te de mine. Și Domnul în bunătatea lui, în îndurarea lui. Amen. Să nu un exemplu în Scriptură, nici două, multe exemple în Scriptură care Domnul Iisus a îndurat. Au adus o femeie prinsă să vârșim păcatul. Și ei toți erau pregătiți cu pietrele. Și Domnul care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Le-a spus așa: e adevărat, legea spune să fie omorâtă cu pietre, dar care considerați că n-aveți păcat, feel free și să dați cu piatra. Și spune Scriptura că toți, frații mei, toți, nici măcar unul nu s-a găsit să zică: I have the right să arunc cu piatra în femeia aceasta. Nici măcar unul. Spune că toți și-au lăsat pietrele și au plecat unul câte unul. Și a rămas femeia cu Domnul și a spus: femeie, unde sunt pâră și nu te osândesc? Nu, Doamne! Știți ce a spus Domnul? Îmi place așa de mult expresia aceasta plină de dragoste a Domnului Iisus. I-a spus: du-te, nici eu nu te osândesc. Nici eu nu te osândesc. Era vrednică de osândă. A fost prinsă să vârșim păcatul. I-a spus: nici eu nu te osândesc. Du-te în pace, dar... Știți? Spune Scriptura că la leprosul acesta Domnul i-a dat o poruncă și spune că i-a poruncit. Ce i-a poruncit Domnul? I-a poruncit Domnul
ca să nu spună nimănui și să se duc să se arate preoților. Știți care este porunca care ne-a dat-o nouă după ce ne-a iertat, ne-a curățit, ne-a sfințit? Spune că Domnul a dat o poruncă tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, uitați-vă la cu ce începe Domnul Iisus predica, uitați-vă la apostol când Domnul este înălțat la cer și le spune fraților ce să facem. Și apostolul Petru le spune, pocăiți-vă, pocăiți-vă, dragii mei, așa cum omul acesta a venit și spune Scriptura aici că s-a recunoscut că este lepros, apoi spune Scriptura că s-a aruncat cu fața la pământ, a venit cu toată smerenia. Când am citit am zis, când m-am rugat ultima dată cu fața la pământ? Nu mi-am adus aminte, să știți. Ce-ți vă aminte că un împărat al lui Israel, spune Scriptura că când s-a rugat, spune Scriptura că n-a stat nici în genunchi și nici în picioare, ci spune Scriptura că s-a întors cu fața la perete, a plâns și s-a rugat și a spus Domnul la proroc, du-te înapoi, du-te înapoi, că i-am ascultat și rugăciunea și i-am văzut și lacrimile. Și am zis, Doamne, eu când am plâns ultima dată pentru păcatul meu? Doamne, când m-am pus jos pe flori să mă rog să zic, Doamne, iartă-mă! Credeți că n-am greșit? Am greșit de multe ori. Dragii mei, aș vrea să venim în seara aceasta înaintea Domnului. Amen. Și Domnul să facă o grațiere în seara aceasta. Amen. Eu cred că El poate, spunea, i-a spus Domnul acestui slăbănog. I-a spus, da, voiesc, fii curățit. Da, voiesc, fii curățit. Mă rog ca această afirmație a Domnului să se audă în dreptul multora dintre noi. Da, voiesc, da, voiesc, fii curățit, fii iertat, fii eliberat. Frații mei, Domnul iartă, Domnul curăță și Domnul ne pune în această sfințenie și Domnul vrea să rămânem aici și Domnul să ne binecuvinteze. Spune Scriptura de omul acesta că a venit, s-a recunoscut, spune Scriptura că a venit cu smerenie și spune Scriptura că s-a rugat. Ceea ce noi vom face în momentele care urmează, mă opresc aici și cred că Domnul, care spunea fratele Mircea care ne-a vizitat, că încă de dimineață a simțit ceva special în casa Domnului. Frații mei, în casa Domnului totdeauna trebuie, Domnul ne cercetează. Cred că și în seara aceasta Domnul ne-a cercetat. Domnul este Cel care ne-a vorbit. Și mă rog ca Domnul ceea ce ne-a vorbit așa cum am început, Domnul să ne ajute să spunem, Doamne, Here I want to work. Aici vreau să lucrez. Mulțumesc că mi-ai adus aminte în seara aceasta. Uitați-vă de Daniel, uitați-vă de predicatori, dar să nu uităm niciodată de cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și cu ajutorul Domnului să-L punem în practică. Facem rugăciunea aceasta și apoi fratele Vasile ultimele anunțuri. Amin.